Vreau să vorbim despre provocările credinței. Și pentru această, această ocazie de sabbat, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră patru provocări ale credinței. O să avem ca suport biblic acel pasaj din Evrei 11, unde se vorbește despre credință, dar o să fac referire și la alte personaje biblice. Printre aceste provocări ale credinței, întâlnim provocarea de a face lucruri mari, prima dintre ele. Da? Și aici vedem exemplul lui Avram, în care Dumnezeu îl cheamă din țara lui, din Ur, din Caldeia, după aceea să duce în Haran, după aceea să călătorească în toată țara Canaanului, ca să îl facă un neam mare. Când e vorba de realizări, toți suntem de acord, ne place să ne promită Dumnezeu că vom realiza lucruri mari și face parte din experiența credinței, însă diferența între a face lucruri mari cu Dumnezeu sau pentru tine însuți stă în motivație. Uneori ele nu se suprapun, adică dacă vorbim de realizări mari, toată, foarte mulți vor să aibă realizări mari dar motivația diferă foarte mult. Aici, în Sfânta Scriptură, găsim oameni Lui Dumnezeu care au făcut lucruri mari. Da, vorbim de Moise, care a scos poporul din Egipt, l-a trecut prin Marea Roșie, l-a păstorit 40 de ani în pustie și apoi, înainte de a intra în Canaan, a murit. Iosua a continuat lucrarea lui, acele mari cuceriri, lucruri extraordinare. Când le citești, ești foarte încurajată, Așa este. Vă place să citiți aceste povestiri biblice? Este extraordinar. Găsești curaj, găsești putere, găsești motivație, găsești acel drum spre mai departe. Este o provocare a credinței, de a face lucruri mari împreună cu Dumnezeu. Și despre acest aspect al credinței se vorbește în Evrei 11, spunându-se că, de fapt, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu se văd nici cele în care sper să fie bine, nu se văd nici ieșirile în situațiile dramatice. Nu știi cum, dar prin credință poți să spui că Dumnezeu va purta de grijă, găsești energia necesară și puterea de a lupta mai departe. Și de aceea este atât de uh, interesantă credința, pentru că în orice situație a vieții ai fi, că e vorba de bine, că e vorba de mai puțin bine în viața ta, găsești modalitățile în care să mergi mai departe. În uh, Sfânta Scriptură spunea Apostolul Pavel că m-am obișnuit să trăiesc și în belșug, să trăiesc și în lipsă. În belșug, hai să zicem că poate ne obișnuim, știți cum se zice în popor, cu binele te obișnuiești repede, da? Dar după aceea, când e vorba de lipsă, e mai greu să te obișnuiești, pentru că... Uh îți pierzi acele abilități de a, de a supraviețui și este foarte greu să te readaptezi. Da, Mulți nu suportă gândul acesta, intră într-o adevărată disperare. Deci prima provocare a credinței este aceea de a face lucruri mari împreună cu Dumnezeu. Și aici, în capitolul 11, îl întâlnim pe Abel, care și-a dat viața pentru, pentru Dumnezeu. Îl întâlnim pe Enoch, care... A avut această tornicie în credință. Îl întâlnim pe Noe, care a avut credință timp de 100 și ceva de ani într-o societate ostilă lui Dumnezeu. Îl avem pe Avram, pe Isaac, pe Iacov și ceilalți eroi ai credinței care au ales să rămână lângă Dumnezeu și să realizeze lucruri mari. O altă provocare pe care ne-o dă credința este aceea de a pierde tot. Aici nu prea mai suntem foarte entuziasmați, nu? Însă să știți că fericirea vieții stă tocmai în elementul acesta. Cât de bine știi să pierzi. Dacă nu știi să pierzi, totdeauna vei trăi cu frica că vei pierde tot ceea ce ai. Și aceasta va deveni pentru tine o tortură interioară și te va chinui gândul acesta că oricând vei putea pierde. Vei putea pierde bani, eu știu, serviciu, locuința, copii. Da? E, e cumplit gândul pierderii și ne foarte mult. Și e normal pe de-o parte să-ți pese de ceea ce ai. Că vorbim de cei dragi, că vorbim de uh, bunuri materiale. E normal să ai o durere atunci când pierzi ceva. Nu poți să zici, am pierdut un milion de euro. Ah, nu, ce contează, știi, e așa o chestie. Uh, Mi-a luat foc casa. Ah, nu contează. Dacă ai muncit și e viața ta acolo, ai amintiri, nu poți să fii chiar așa de uh, indiferent și să zici, ah, nu contează. Nu e chiar așa. Însă, trecând peste durerea aceasta și șocul pierderii, credința ne poate ajuta în momentele grele să găsim acea portiță prin care să mergem mai departe. Săptămânile trecute, acum două săptămâni am îngropat-o pe bunica la Arad și când a venit înapoi, duminică, Anisuț a început să se plângă de dureri în partea dreaptă, dar asta Și a zis, mă, ce-o fi? O fi apendicită. Am dus la urgențe și a zis acolo, pa, nu, domnule, nu, dacă n-a avut alte simptome, numai durere, nu este de urgențe. Am dus-o, zice, duceți-o în policlinică. Am dus-o în policlinică, duceți-o repede la operație, pentru că dă în peritonită. Așa, repede, una după alta. Și Bineînțeles, a trebuit să fie operată, soția a trebuit să stea cu ea internată în spital, uh, și m-am gândit așa cât de repede se poate schimba viața noastră. Și a fost doar o, o problemă de apendicită. Nu e o operație foarte grea, dar dacă nu te operezi când trebuie, poți să și mori. da? Dacă dai în septicemie, și cei care sunteți cadre medicale, știți mai bine. Uh, și mi-am dat seama cât de multe poate tulbura o chestiune din asta, cât de mică. În timp ce eram în curtea spitalului și așteptam ca să iasă, să o externăm, lângă mine pe bancă s-a așezat o mamă cu o fată adolescentă, piele și os. Plângea fata, săraca, mami, nu mai vreau tratamente, nu mai trebuie. Cred că avea ceva legat de cancer, leucemie. Ce nu mai vreau, nu mai vreau să trăiesc, mamă, dar eu vreau să trăiești, uite, vreau să lupt, ca tu să trăiești, să fii bine. Hai, te rog, luptă în continuare. Și după aia am zis, stai mă, că sunt oameni mai loviți decât mine. Și oameni care sunt în situația de a-și pierde un adolescent care este în floarea vârstei și care poate să, și care poate să reprezinte o, o mare pierdere și o situație, o situație mult mai gravă. Și noi ne plângem de tot felul de lucruri și suntem așa de nemulțumiți, însă sunt oameni care trec prin adevărate drame. Îmi vine în minte exemplul lui Iov, care după ce a pierdut tot, inclusiv sănătatea, ce a zis? Domnul a dat, domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. În situațiile acestea de criză, când pierzi, și când te vezi vulnerabil, începi să-ți dai seama că depinzi cu adevărat de Dumnezeu. Când treci prin boală, când treci prin suferință sau dacă cei dragi ai tăi trec pe acolo, îți dai seama că nu ești așa de mare grozav. Îți dai seama că ești chiar cum zice Iacov, un abur care se arată puțin el și apoi pierde. gata, s-a dus totul din viața ta. Oricât ai fi de important, oricât ai fi de puternic, oricât ai fi de influent, când Dumnezeu zice gata, s-a terminat. Și îți dai seama că lucrul care se mai rămâne este credința. Ești dependent de Dumnezeu. Provocarea de a pierde face parte din viață. Și dacă ai credință, ai una tu. Pentru că Dumnezeu te poate ajuta să treci prin acele momente grele. În uh, acest pasaj, după ce se vorbește de Avram, că a fost uh, da, luat din țara lui uh, și provocat să meargă într-o țară fără să știe unde se duce, vorbește și despre uh, cererea lui Dumnezeu de a-l aduce ca jertfă pe Isaac. Da? Uh, cum să dai ceea ce ai mai drag. Este cumplit, este foarte greu. Și oricât ai fi de credincios, nu-ți vine să accepti lucrul acesta. Însă credința întotdeauna găsește o cale de a duce lucrurile mai departe. Care a fost gândirea lui Avram? Ce spune Scriptura că el credea în momentele acelea? Când Dumnezeu a zis, uite, sacrifică-l pe Isaac. Ce credea? că Dumnezeu îl va învia din morți. Este extraordinar și dacă citiți în Geneza acasă pasajul, o să vedeți că el înainte să urce cu slugile pe munte, le-a spus, noi ne ducem pe munte să aducem jertfa și ne vom întoarce. Nu zice mă voi întoarce, ne vom întoarce. Face o declarație profetică. De ce? Pentru că el credea în promisiunea lui Dumnezeu că îl va face un neam mare și că va fi o binecuvântare pentru toate neamurile. Și era clar, nu avea cum să-l facă Dumnezeu o binecuvântare dacă nu avea fi, dacă nu avea urmași. Și Avram a avut această credință în Dumnezeu că lucrurile se pot rezolva într-un mod, cel puțin cum și-l imagina el, dar Dumnezeu a rezolvat cu totul și cu totul altfel. El credea că îl va putea în via din morți, dar Dumnezeu l-a oprit să facă lucrul acesta, și uh, am citit, cred că scrie Elenuhait într-un într pasaj, că îngerul Domnului l-a prins de mână da, să, să nu-l sacrifice, adică Avram n-a jucat teatru acolo. Deci chiar a, a vrut să-l lovească, să-l omoare pe fiul său, că a avut nevoie să, să vadă dacă într-adevăr ascultă sau nu. Și după aceea, Dumnezeu jură pe numele lui. Că îl va binecuvânta și va fi o binecuvântare pentru toate neamurile. Deci, vedem că această credință pe care Dumnezeu ne-o dă ne provoacă uneori și să pierdem. Foarte mulți dintre noi nu știm să pierdem. Și dacă nu știm să pierdem, tot timpul trăim cu acel gând de frică a pierderii. Dar dacă se întâmplă asta, dar dacă se întâmplă cealaltă, da, dacă se întâmplă, se întâmplă, asta este. Trebuie să îți găsești forța și credința să mergi mai departe. În epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel, când vorbea despre pierderi, spunea niște lucruri foarte interesante. Că pentru Hristos a pierdut totul și îl socotește cum? Ca o mare pierdere, nu? Ca un, ca un gunoi. Și ce s-o Pavel ca un gunoi? Ce s Pavel ca un gunoi? Avea opoziție, avea putere. Avea putere de viață și de moarte. Avea scrisori să meargă, să-i condamne la moarte. E un simțământ extraordinar să știi că în, în mâinile tale stă viața unor oameni. Te face așa un fel de semizeu. Și de asta, în regimurile totalitare, cei mai mari nemernici, cărora li s-a dat putere, au devenit cei mai mari torționari. De ce? Pentru că se simțeau importanți. Cei care ați făcut armata, eu n-am făcut pentru că m-a scăpat școala de armată. Vă aduceți aminte, era câte un nei ca nimeni din ăsta care scuipa semințe în fața ta, el avea 8 clase și avea grade și na, te punea să faci plotări, să te tărăși prin noroi, să speli toaletele și își bătea joc de tine. De ce? Pentru că în momentul în care Cuiva îi se dă puterea și el nu are, nu știu ce, realizări în viața lui, se simte foarte important, da? Pavel a pierdut niște privilegii foarte mari pentru Hristos. Dar el nu spune, am pierdut atât de multe. Nu se plânge, spună, vai, ce, ce greu mi-a fost. Nu, zice, toate au fost ca un gunoi în comparație cu Hristos. Da? Deci comparația este Hristos. Și de aceea, acea pierdere nu l-a tras înapoi ca să-i slujească lui Dumnezeu. Și-a găsit satisfacția în a predica Evanghelia și cred că a devenit cel mai mare misionar al tuturor timpurilor și cel mai important om care a scris cele mai multe cărți din Sfânta Scriptură. Cred că aproape jumătate din, din Noul Testament. 13 epistole, dacă luăm în calcul și epistola către evrei, care uneori este mai contestată ca paternitate. Însă, dacă citim cu atenție, putem vedea că tot stilul lui Pavel de a scrie este acolo. Așa că această provocare de a pierde tot nu este o provocare de a pierde tot, este o provocare de a te încrede în Dumnezeu chiar și atunci când pierzi totul. Mai avem încă două provocări ale credinței. Provocarea de a rămâne integru. Aici este o mare problemă, mai ales în, în societatea contemporană, pentru că iubind foarte mult confortul și bunăstarea, sacrificăm principiile și valorile de viață. Auzeam o știre la Radio într-o zi că în America a venit acum pe val Kamala Harris și că vai, a venit ceva cântăreață Taylor Swift și i-a făcut reclamă că ea o votează pe aia și ăștia bloc cu un milion acolo imediat să dea like-uri că și ei votează. Asta ce spune? Că de fapt oamenii sunt spălați la creier și că oamenii nu mai gândesc. Da? Și observați că aici se bate moneda, mai nou, inclusiv în mesajele oficiale, domnule, cu tare a făcut nu știu ce, cu tare s-a dus și a votat pe nu știu cine, s-a dus și a făcut nu știu ce acte de caritate. Păi, ăsta trebuie, pentru că și ăsta este cu celălalt. Asta ce arată? Că, de fapt, oamenii nu mai gândesc. Și societatea globalistă, societatea sfârșitului, este o societate spălată la creier. Pe bune. Faptul că oamenii sunt atât de ușor de prostit prin faptul că eu trebuie să fac un anumit lucru pentru că îl face nu știu cine. Nu. Eu am creier să gândesc, am putere de decizie să analizez lucrurile și dacă vreau fac, dacă nu, nu. Poți să învii tu cu oricine ar fi el, omul ăsta în lume. Eu nu fac pentru că mie conștiința și rațiunea îmi dictează altceva. Însă este foarte greu să rezistăm presiunii mulțimii. În uh, cartea lui Daniel găsim uh, momente în care Daniel a trebuit să ia niște decizii. Toată lumea face așa, să închină împăratului. Tu ce faci, nu faci la fel? Daniel a zis, nu, eu de obicei fac altfel, pentru că așa îmi spune conștiința. Eu așa am fost crescut, eu așa cred. Cei trei tineri, toată mulțimea din câmpia dura, buc, jos ăștia în picioare. Păi dar voi cum de nu? Păi zice, noi avem altă credință. Păi da, dar e caz de pârjol. Imediat vă bagă ăsta la, la microunde. Da? Barbec. Și zice, zic toți trei, zice, nu, nu toți te ascultăm. Dacă Dumnezeu vrea să ne scape, ne scapă. Dacă nu, nu ascultăm de porunca ta. Și dacă nu ne scapă, noi nu ascultăm de porunca ta. Această provocare de a rămâne integru este, este una foarte mare, pentru că din dorința de a ne, de autoconservare, de a păstra confortul sau anumite privilegii, anumite avantaje, facem compromisuri foarte mari. Unele chiar care țin de, de moralitate sau care țin de, de viața noastră spirituală. Și atunci cedăm foarte ușor. Pentru că nu vrem să suferim, nu vrem să avem dezavantaje de niciun fel. Însă, îi vedem aici pe oamenii lui Dumnezeu, care, indiferent care ar fi fost situația, au zis, noi aici rămânem, noi aici stăm. Oricare ar fi provocarea, așa este corect, așa ne spune conștiința noastră. Și ultima provocare pe care am găsit-o eu este aceea de a muri pentru ceea ce crezi. Aici. La declarații suntem foarte buni, foarte mulți dintre noi, însă dacă nu ești în stare să trăiești pentru Dumnezeu, nu ești în stare nici să mori pentru Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram la o întâlnire pastorală și a venit un frate de la conferința generală care ne povestea că a stat de vorbă cu un mare comunist în America de Sud, nu mai știu ce țară. Și Ăsta a venit cu foarte mare curaj în fața lui și a zis, o știi ce, nu dau doi bani pe credința ta. Și îți arăt că această credință ta nu te face mai puternic decât pe mine. Eu în orice moment sunt în stare să mor pentru partidul meu și pentru ideologia lui. Tu nu ești în stare să mor pentru Hristos al tău și cu toți creștinii tăi. Și povestea el că m-a cam zdruncinat așa. Și bă, dacă ăsta pentru o cauză falsă, pentru o nebunie, pentru o prostie de felul ăsta, este în stare să moară și eu nu sunt în stare să mor pentru Hristos, este, este groaznic. Vă recomand ca să vedeți că sunt oameni care, care sunt în stare să moară pentru o cauză greșită. Uh, un film The Downfall, este vorba de ultimele zile ale lui Hitler în buncăr în care se arată că Magda Goebbels, soția șefului propagandei naziste, și-a omorât toți copiii, șase, da? pentru că, zicea ea, nu există alt regim mai bun și mai prosper decât socialismul nazist. Și copiii n-au cum să trăiască bine în orice regim ar urma. Și și-a omorât în somn, toți copiii le-a dat fiola de ceanură, da? Pentru că ea considera că ăla este cel mai bun regim. Este cumplit. Și totuși, dacă ne gândim, oamenii aceștia sunt în stare să moară pentru o cauză greșită. Pentru niște fanatici, pentru niște nebuni, pentru niște dezaxați, pentru niște psihopați, pentru niște regimuri. Totalitare și aberante din toate punctele de vedere. Câți dintre noi suntem uh, dispuși să ne dăm viața pentru Hristos? Declarativ, poate că mulți, însă trebuie să înțelegem că suntem, suntem slabi și credința noastră de multe ori este ca a lui Petru. Da, momentele grele uh, cedăm. Și de aceea, decât să facem afirmații triumfaliste, eu niciodată, Doamne, mai bine ne rugăm, Doamne, tu știi slăbiciunile mele și, în momentul în care va fi nevoie să, să depun mărturie pentru tine, ajută-mă să nu te fac de rușine. Da? Și Dumnezeu va purta de grijă uh, în momentele acelea. În uh, finalul vieții sale. Sfântul Apostol Pavel spune în 2 Timotei, este ultima epistolă scrisă din punct de vedere cronologic, din închisoare. Îi spune lui Timotei așa, versetul 6 și 8, până la 8. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cât de frumos să-și încheie Pavel alergarea după o viață de lupte, după o viață de persecuții, după o viață de greutăți, după ce l-a primit pe Hristos, a avut parte numai de necazuri și de, de prigoniri, să spun aceste cuvinte. Chiar dacă mă așteaptă moartea, o aștept cu seninătate, pentru că după aceea vine ziua venirii Domnului Isus Hristos. În Apocalipsa, capitolul 12, și cu aceasta aș vrea să închei, sunt prezentați biruitorii, care au stat de partea lui Dumnezeu, și în versetul 11 ni se spune că ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Chiar dacă viața are multe provocări, sunt convins că în toate aceste provocări credința ne poate ajuta. Credința ne poate ajuta să facem lucruri mari. Și de aceea, bateți-vă cu viața. Asta cine spunea, blaga, nu? O luptă viața, deci te luptă. Dacă ești necombatant și ești așa tot timpul timorat și depresiv și anxios, viața este mult mai grea. Este mult mai grea să -ți duci viața ca victimă decât ca luptător. Când ești luptător, ai un alt tonus, ai o altă atitudine, ai o, o altă vlagă în tine și lucrurile imediat se așează într-o altă linie. Dacă e vorba de provocarea pierderii, și aici e adevărat, plângem, suntem întristați, dar nu suntem doborâți de întristare, pentru că Dumnezeu ne dă puterea exact în momentele acelea. Când ai nevoie, Dumnezeu te întărește nu știi cum și ai vrea să anticipezi, să ai asigurarea, dar ați observat că Dumnezeu îți dă exact atunci când ai nevoie de, de putere, de încurajare, când am trecut prin suferință, prin necaz, prin probleme, Dumnezeu exact atunci îmi dădea resursele de care aveam nevoie ca să pot duce lupta mai departe. Nu mai devreme, nu mai târziu. Când aveam nevoie, Dumnezeu era acolo. Și uh, dacă e să Vorbim de integritate și aici, credința ne poate ajuta să rămânem lângă Dumnezeu și să ne păstrăm integritatea. Indiferent ce ne-ar promite unii sau alții, indiferent ce s-ar întâmpla în viața noastră, dacă avem credință, noi putem să rămânem integri. Și pe termen lung, să știți că nu pierdem. Pe termen scurt, poate că ai avantaje. Dacă ești lipsit de caracter, dacă ești lipsit de scrupule, însă pe termen lung ai mult de câștigat. În primul rând, dacă vorbim despre percepția față de tine, că ești un om care îi slujește lui Dumnezeu, ai conștiința am păcată, că ai făcut ceea ce este bine, dar pe termen uh, scurt, dacă, dacă alegi aceste compromisuri, zici, a, gata, am câștigat, am făcut, însă pe termen lung îți dai seama că, de fapt, nu ești un om de valoare, nu ești un om de caracter. Și în cele din urmă, uh, provocarea supremă, despre care citim în multe pasaje biblice oameni care și-au dat viața pentru Dumnezeu și care, într-adevăr, au dus o viață folositoare cauzei sale. Inclusiv harul acesta și puterea aceasta este dată tot de Dumnezeu în momentele în care uh, avem nevoie de acest har, dacă va fi nevoie de el. Doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi și. Să ne ajute ca, indiferent de situațiile prin care vom trece în viață, să nu ne dăm bătuți, să mergem mai departe și să avem încredere în Dumnezeu că, orice s-ar întâmpla, El poartă de grijă. O întrebare dureroasă a lui Isaac a fost: Tată, iată focul și lemnele, unde este jertva? Și a fost tare greu lui Avram să răspundă să spună tu e jertfa și a dat din nou un răspuns profetic pe care doar durerea îl poate naște. Domnul va purta de grijă. Dacă credem lucrul acesta, dragii mei, indiferent care vor fi situațiile prin care vom trece, vom putea să trecem mai ușor cu Dumnezeu. Amin.